Ne aflăm în fața Casei de Cultură a Studenților, în centrul Iașului, unde vedem un șantier uriaș care pare că nu se mai termină niciodată. Vrem să știm de la prietenii noștri cetățenii Iașului când se vor finaliza lucrările și când deslușim acest mare mister, drumurile noastre. Bună ziua, vă salut! Ce faceți dumneavoastră? Ce se face, mă, am luat pauza de masă și servim masa. Ce mâncați? Pârjoluțe? Pârjoluțe, o conservă de carne, pâine, gogonică roșie foarte bună. Roșii. Da, ce putem și noi să luăm din... De unde sunteți? La Suceava. Și cum merge treaba? Bine. Lucrați mult, văd. Da, noi lucrăm, că n-avem ce face, că doar nu venim degeaba la Suceava să stăm în Iași. Tu lucrezi aici? Da. Suntem în echipă. În aceeași echipă. Da. Poftă bună, acolo, cu masa. Și câte ore pe zi la muncă? 8 ore la muncă, la 7:30, la 5:30. O pauză, o oră pauză la amiază. Și de săptămâna viitoare? Se micșorează programul, că se schimbă și ora și rămâne la mai puține ore. De ce? Că vine iarna sau de ce? Una și nu se vede nici afară, ca să stăm să lucrăm prin întuneric, noi suntem la Pavele. Vă dați seama. Și nici nu vedem să lucrăm și să micșorează programul. Cam câte echipe? 5 într-o echipă. 5 într-o echipă? Da. Și pe unde mai stăm plasate echipe în Iași? Noi suntem aici, mai sunt în partea aia, între la ieșirii din Iași. Ce fac acolo? Tot borduri? Pavaj. Pavaj. Și la străzi nu lucrați cu cei care fac străzi? Noi n-avem treabă cu asfaltul. Nu-i știți? Nu-i cunoaștem. Cum e piesa aia? Drumurile noastre toate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, fericirea. Tot ce-a fost în viața mea odată, voile s-au uitării. Ani și luni și nopți la rând povară, clipa despărțirii. Bine ați venit pe cărările Iașului. Ne aflăm îngrădiți mai rău ca la închisoare aici. Vă salut! Ce faceți? E pauza de masă? Pauza de masă. La 1. Ce bicetă n-am. Mai mergem. Aici probabil sunt domnii care coordonează șantierul. Nu vrem să-i deranjăm. Bună ziua! Pot să vă întreb ceva, vă rog? Nici nu-i deranjăm, nici nu vor să fie deranjați. Păi se poate. Mai departe. De ce nu putem să vedem? Spor la treabă să aveți. Am vrut doar să vă spunem poftă bună, dar nu ne lasă.